Cei mare vâlvă este pe partea de PNRAS, dincolo de ce s-a aplicat pe PNRR prin primării sau prin Consiliul Județene. PNRAS-ul, care se referă la Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, care se încearcă ca prin digitalizare sau să zic prin transformare digitală a procesului educațional să țină mai interesați elevii care ar avea riscuri de a abandona. Acolo este acum un destul de mare stres pe capul directorilor, pe capul celor care implementează, pentru că sunt informații ce se schimbă de la lună la lună. Au început să facă ceva, au început o procedură, au anulat procedura, iar au început procedura, au anulat procedura. Trecând prin acest joc du-te vino, din păcate, unele produse nu mai sunt disponibile. Prețurile se repoziționează, majoritatea în sus, din păcate. Și atunci au un stres de genul ăsta când ei ar trebui să se consume sau să-și aloce timpul pentru procesul educațional, procesul care efectiv va forma intenția sau a reduce intenția de abandon a acestor copii, ei se stresează pe parte de responsabilități, inclusiv să-și asume ca, să zic, acel grup țintă, categorie de elevi care au fost prevăzuți în acest program de reducere a abandonului școlar, să se asigure că acești elevi nu deteriorează echipamentele pentru care ei sunt responsabili. Și apar tot felul de discuții. Adică noi am ajuns ca sprijin pentru ei, dincolo de competențe tehnice, de sfaturi pe partea de tehnologie, am ajuns și oarecum consultanți, ajutăm cu documente, ajutăm cu recomandări, inclusiv cum să abordeze anumite aspecte. Pentru mine e o plăcere, pentru ei în momentul în care dau de noi. Chiar recent o școală care numai nu știa cum să o scoată la capăt, ce, Doamne, îți mulțumesc pentru că v-a scos în calea noastră, că în acest fel am ajuns la capăt, până la urmă, cu problemele ce nu le-au rezolvat. Pentru că altfel o companie clasică sau standard de IT cumpără, vinde, da? Sau, noi nu suntem doar o companie de IT, noi suntem o companie care vinde consultativ, adică vrem să înțelegem ce ai nevoie, vrem să-ți înțelegem nevoile și să modelăm toată tehnologia asta pe ce trebuie să ajungă acolo. Mă bucur mai mult când ceea ce ajunge la beneficiar e și folosit, fapt pentru care trebuie să mă intereseze ce ajunge acolo.